Conexiune istorică. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Iisus le-a răspuns cu cuvintele din rugăciunea domnească: Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Hristos nu ne-a dat această rugăciune ca să o repetăm în mod formal. Este doar o ilustrare a ceea ce trebuie să fie o rugăciune simplă, sinceră și inteligibilă. Tatăl nostru care ești în ceruri, cuvântul nostru, exprimă sensul părtășiei frățești. Tată exprimă crederea copilului pe care trebuie să o avem în el. În timpurile străvechi, afecțiunea și duioșia erau de obicei asociate cu tatăl, așa cum astăzi se referă mai mult la mamă. Afecțiunea și puterea erau împlătite cel mai mare și mai puternic în slujirea celui mai slab. Când spunem Tatăl nostru, noi ne închinăm lui Dumnezeu în adevăr. Iar când spunem care ești în ceruri, ne închinăm lui în spirit. Această cerere îl conduce pe cel care se roagă departe de pământ și de ființele umane, la cel care nu greșește în judecata lui, cel plin de compasiune și de milă, pur și sfânt. Sfințească numele Tău, astfel ne exprimăm reverența față de divinătate. Toate rugăciunile autentice vor recunoaște prezența lui Dumnezeu, al cărui ochi este deschis către toate creaturile sale. Prima lucrare a celui care se roagă este să-L onoreze pe Dumnezeu, arătându-I reverență. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. În cer, voia lui Dumnezeu este îndeplinită în mod perfect. Dragostea pentru Dumnezeu face ca slujirea să fie făcută cu bucurie. Pe pământ este răzvrătire, este dezbinare. Cei neascultători și rebeli nu pot rosti rugăciunea domnească. Voința lor nu a fost niciodată supusă unei discipline, iar până când nu vor fi adus voința lor în conformitate cu cea a lui Dumnezeu, ei nu vor putea să se roage inteligent ca voia Sa să se facă pe pământ precum în ceruri. Aceasta ar trebui să fie rugăciunea oricărui adevărat urmaș al lui Hristos, ca Dumnezeu să supună voinței Sale tot ce este în lumea aceasta și necesitățile noastre. Vremelnice trebuie să fie subiectul cererilor noastre. Să apelăm la Dumnezeu chiar și pentru pâinea pe care o mâncăm. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi, a spus Hristos. Dar nu-i cerem lui Dumnezeu hrană pentru ca apoi să stăm în lenevie fără să facem nimic pentru a ne împlini nevoile. Tatăl Ceresc dă de lucru mâinilor noastre să cooperăm cu El pentru a primi răspuns la rugăciune. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu putem repeta rugăciunea aceasta din inimă și să îndrăznim să fim neiertători precum suntem, pentru că noi apelăm la Domnul să ne ierte greșelile făcute împotriva Lui în măsura în care noi le iertăm pe ale celor care ne-au greșit nouă. Doar puțini oameni realizează adevărata dimensiune a acestei rugăciuni. Dacă cei care nu iartă ar înțelege profunzimea semnificației ei, nu ar îndrăzni să rostească această rugăciune în care cer ca Domnul să se poarte cu ei după cum și ei se poartă cu semenilor muritori. Tăria caracterului constă în două elemente: puterea voinței și puterea stăpânirii de sine. Mulți tineri confundă pornirile puternice ale pasiunii cu tăria de caracter, dar în realitate, cel stăpânit de propriile pasiuni este un om slab. Măreția și noblețea autentică se măsoară prin forța cu care omul își stăpânește sentimentele,
nu prin forța cu care sentimentele îl stăpânesc pe el. Omul cel mai puternic este cel care își iartă vrășmașii, stăpânindu-și pasiunea oricât de sensibil ar fi la abuzurile suferite. Asemenea oameni sunt niște adevărați eroi. Și nu ne duce în ispită. Dumnezeu îi permite unor lui Satana să-i ispitească pe copiii săi ca să-i pună la probă. Dacă se încred în puterile lor, vor fi răpuși de încercare, dar dacă își dau seama că sunt incapabili să se descurce singuri și se vor încrede pe deplin în Dumnezeu, El le va oferi o cale de scăpare. Există momente în care este necesar ca oamenii să fie expuși pericolelor și să se afle în mijlocul influențelor corupătoare, însă dependența lor de Dumnezeu îi va conduce să-și păstreze în fiecare ceas inima înălțată în rugăciune pentru a primi puterea de a rezista și harul de a învinge. Experiența acumulată din aceste lupte va fortifica sufletul pentru a trece nevătămat prin încercări și mai mari. Hristos le-a rugat pe Tatăl în favoarea urmașilor săi: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Păcatul și depravarea abundă peste tot, zilnic, oră de oră. Rugăciunea ar trebui să izvorască din inimile care realizează pericolele din jurul lor. Izbăvește-ne de cel rău. Creștinul care înalță această rugăciune, înțelegându-și propria slăbiciune, face ca ispita inamicului să fie fără putere. Hristos a spus că omul trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Oricărui copil al lui Dumnezeu, cuvintele inspirației îi spun: continuă în rugăciune și veghează în același timp cu mulțumire. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Întrebări pentru reflecție. Reflectează cu atenție la ideile referitoare la expresia Tatăl nostru. Ce însemnătate are pentru tine acum această expresie? Ce vor recunoaște în primul rând rugăciunile autentice? Care este prima lucrare pe care o face persoana care se roagă? Doar puțini oameni realizează adevărata dimensiune a acestei rugăciuni. Dar tu? Gândește-te cu atenție. Îi poți cere cu adevărat lui Dumnezeu să te ierte în aceeași măsură în care le ierți tu altora? În ce privință ar trebui să dezvolți un spirit mai iertător? Cum se măsoară măreția și noblețea autentică? Vrei să fii o persoană puternică, un adevărat erou? Descrie cum ar fi o asemenea persoană. Când sunteți ispitiți, ce se va întâmpla dacă ne bazăm pe propria tărie? Ce se va întâmpla dacă ne bazăm întru totul pe Dumnezeu? Ai vrea ca ispitele lui Satana să fie fără putere? Cum le poți face astfel? Omul cel mai puternic, el este cel care își iartă vrășmașii, stăpânindu-și pasiunea oricât de sensibil ar fi la abuzurile suferite. Asemenea oameni sunt niște adevărați eroi. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!